Reprezentanții transportatorilor și cei ai serviciurilor spun că una dintre modificările propuse de legea RCA prevede ca mașinile să nu mai poată fi reparate ca până acum în orice serviciu autorizat vrea păgubitul, ci doar în cele agreate de asiguratori. Ce se dorește până la urmă? Dacă nu mă duc la unitate reparatoare agreată de către asigurator și mă duc la orice altă unitate reparatoare, dacă nu există convenție și asiguratorul nu este de acord, vezi, doamne, cu prețurile practicate, asiguratorul nu mai plătește și să prelevă de acest fapt și se duce la instanță. În momentul acela, reparațiile vor fi comandate de asigurator, nu vor mai fi comandate așa cum se întâmplă până acum și cum este normal să fie comandate de păgubit. Reprezentanții asiguratorilor spun însă că alta e justificarea. Oriunde în lumea asta, asigurătorul este obligat de legislație să țină un control al costurilor într-o zonă rezonabilă, adică nu putem plăti mai mult decât la o reprezentanță oficială, de exemplu, pentru că cu cât cresc costurile, cu atât vom vedea creștere de prime de asigurare. Este un lucru bun. Mai multă încredere. Nu este ok. De ce să mă impună bumnul în gură? O altă modificare propusă se referă la mașinile pe care serviciurile le dau la schimb pe timpul reparației. Dacă mai are și soția o mașină, nu mai pot să beneficiez de mașină la schimb, de parcă noi am plătit RCA-ul pe familie. Nu mi se pare corect, dar ce mai e corect în țara asta, spuneți? Nu sunt de acord. Primul rând trebuie să beneficiez de mașină la schimb, indiferent de câte mașini. În România, din păcate, sunt cele mai mari costuri decontate pe despăgubiri în zona asta de rent-a-car. Sunt și sute de euro pe zi pentru mașina de închiriere. În alte țări pleacă de la câțiva zeci de euro. Cu anumite restricții, de exemplu, în Germania, poți primi o mașină de schimb doar dacă locuiești la o distanță mai mare de 30 de kilometri sau 16 kilometri, nu mai țin minte exact. Proiectul de lege se află deocamdată în dezbaterea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Pentru a fi aplicată, legea trebuie votată de plen și, dacă nu e contestată la CCR, să fie promulgată.